Situat vis-a-vis de bazinul de Înot din Roman, centrul medical AltMed le oferă pacienților o variantă deosebită de tratare a diferitelor afecțiuni cu care ei se prezintă la medic, îmbinând metodele clasice de recuperare cu unele moderne. Bun găsit, dragi telespectatori! Astăzi ne aflăm la Centrul Medical AltMed din Roman, situat pe bulevardul Roman Mușat la numărul 73, mai exact vis-a-vis de bazinul de Înot din Roman, și alături de noi o avem pe doamna doctor Cătălina Pălânceanu, medic primar medicină internă, și putem spune că sunteți și medicul coordonator al Centrului AltMed, da? Da, bună ziua, vă spun și eu, bine ați venit la Centrul Medical AltMed. Da, poate nu-mi place, poate e cam pompos denumirea de medic-coordonator. Eu zic că aici este locul meu de suflet, locul numărul 2 după spital, după activitatea din spital, și mi-a făcut mare plăcere și îmi face mare plăcere ca astăzi să vă povestesc câteva lucruri despre ceea ce se întâmplă la Centrul Medical AltMed. Cred că pentru început ar trebui să vă explic ceea ce este în spatele denumirii AltMed, pentru că împreună cu soțul meu am stat și ne-am gândit mult timp oare cum să se numească cabinetul, centrul medical, și oare ce ne deosebește de alții și ceea ce este propriu nouă. AltMed înseamnă și o altă medicină, poate să însemne și o altfel de medicină. De ce? Pentru că pe lângă cele trei specialități de medicină, zic eu, alopată, ceea ce înseamnă medicină internă pe care eu o practic în acest centru medical de mulți ani, mai există un cabinet de neurologie, unde lucrează doamna doctor Dumitrac Elena. Mai există de mult alături de mine doamna doctor Godcă, medic de recuperare și balneofizioterapie. Lucrând împreună de mulți ani, avem și o relație specială și ne-a plăcut și ne-am implicat împreună în activitatea centrului medical, dar pentru că am mai mult de 25 de ani de activitate cu pacienții, sigur că s-au întâmplat multe lucruri și aceste lucruri au făcut ca și părerile mele și impresiile mele despre ceea ce înseamnă medicina actuală să fie puțin diferite. Motiv pentru care am considerat că și am observat că medicina alopată de fapt tratează doar corpul omului și tot ceea ce înseamnă probleme ale fizicului, dar practic oricine dintre noi, orice persoană, nu suntem doar un corp, suntem și un psihic, suntem și un suflet, și cred că o medicină completă, actuală, nu trebuie să trateze doar alopat, doar corpul, ci și celelalte două componente. Așa încât și cu alte câteva amănunte pe care am să le spun un pic mai târziu, da, au venit aceste lucruri probabil nu întâmplător, oportunitatea de a-mi dezvolta centrul medical cu altceva, care înseamnă alte proceduri care se adresează evident nu numai corpului, ci și celorlalte două componente. Sunt proceduri în care eu m-am implicat foarte mult, care îmi sunt foarte dragi și am să vă dau cât mai multe amănunte, și eu cred că oferă o abordare holistică a pacientului, a persoanei, și mi-aș dori, așa cum doresc ca și de la spital din secție lumea să plece mai sănătoasă, de ce nu mai mulțumită, mai fericită, mai bine din toate punctele de vedere, evident că și de aici îmi doresc la fel. Există deci pe lângă acele trei cabinete, ca să zic așa, clasice, și alte proceduri terapeutice, cele mai vechi pe care le avem de mulți ani, însemnând electroterapia, însemnând laserterapia, și venind cu unele mai noi în care ne-am implicat cu noutăți, și aici am să subliniez care sunt noutățile noastre, proceduri de tip masaj, da, masaj pe care l-am dezvoltat și ca posibilitate de tratament, de procedură, și ca procedură în sine, cu ceea ce lucrăm, și o să vedeți la ce mă refer. Avem și un aparat de termoterapie, mai nou terapie cu unde scurte, și voi reveni și voi explica în detaliu despre acest lucru. Terapie Bowen, care recunosc că la vremea respectivă, adică acum câteva luni, nici eu nu știam mare lucru despre acest mod de terapie, dar probabil că Dumnezeu mi-a trimis și colega cu care lucrăm și posibilitatea de a cunoaște aceste lucruri despre terapia Bowen. Și nu în ultimul rând, de 2 luni de zile colaborez, tot așa, venind ca urmare a unei întâlniri nu întâmplătoare cu o colegă de medicină complementară, colaborez cu un medic pasionat de acest lucru, un medic din Iași, doamna dr. Vali Ilieș, pe acest domeniu al medicinii complementare. Doamna doctor face acupunctură, face diagnostic energetic, face consultanță nutrițională, lucrează în acest cabinet o dată pe săptămână și îmi place foarte mult această colaborare și faptul că putem oferi romașcanilor, pacienților noștri de suflet și altceva, cu rezultate foarte frumoase. Și nu în ultimul rând, de câteva luni avem ca și noutate un test respirator pentru Helicobacter pylori. Este un lucru, aș zice, simplu, dar ceea ce lipsea pentru a putea cuantifica și pentru a putea da răspunsul pacientului ferm și corect dacă infecția cu Helicobacter pylori este tratată sau mai există sau nu, trebuie sau nu tratată în acest moment. E mult mai simplu, spuneți, decât analizele clasice. Da, este simplu, da. Este o metodă simplă care oferă certitudinea vindecării infecției cu Helicobacter pylori sau, din potrivă, dacă nu este vindecare, înseamnă că mai trebuie să insistăm cu tratament. Linia a doua, linia a treia de tratament, sigur, așa cum am învățat în mod obișnuit. Și acum haideți să-mi permit să vă spun că astăzi vom discuta doar despre 2-3 lucruri din ceea ce se întâmplă în centrul nostru medical, pentru că este puțin timp la dispoziție și vrem să punctăm doar 2-3 lucruri. Voi începe prin a vă descrie în câteva cuvinte terapia cu unde scurte, urmând să introduc colegele mele, două colegi foarte pasionate, care nu întâmplător fac astăzi în acest centru medical ceea ce fac, pentru că ele sunt asistente medicale în secția mea, zic că a mea că este secția de suflet. Sigur, și de acolo am pornit și cea mai mare parte a timpului eu acolo mi-o petrec și de asta îmi permit, mă scuzați, poate pare mai deosebit așa. Deci colegele mele din secție fac cu totul altceva decât fac în secție ca și asistente medicale, au ajuns aici datorită unor probleme personale și au o poveste foarte frumoasă. Sper că să o obțineți de la ele acest lucru. De ce au ales să fac acest lucru, urmând ca eu să vă spun ca și noutate și să vă detailez o altă pasiune a mea în puține cuvinte. Este terapia cu uleiuri esențiale. Și am implementat această terapie cu uleiuri esențiale, despre care lumea știe puțin în România. Asta am vrut foarte puțin în România momentan. Dacă ne dați cât mai multe detalii pentru romașcanii noștri și nu numai, pentru toți cei care ne privesc, ce este această terapie? Și cum corelează această terapie cu afecțiunile fizice, așa cum ați spus, cu bolile? Exact. Eu cred că este un capitol foarte mare și am să îmi permit să vă rog să facem o emisiune strict numai cu problema asta. Am să vă spun doar în câteva cuvinte că folosim uleiurile esențiale la masaje, că facem masaje, evident, lumea știe că există un masaj terapeutic, că există un masaj de relaxare, că există un masaj anticelulitic. Dar noi acele masaje le facem cu uleiuri esențiale, care merg special pe acele probleme antiinflamatorii, anticelulită, de relaxare, că uleiurile esențiale de fapt amplifică efectele unui masaj obișnuit, și mai nou, de aproximativ 2 săptămâni, am introdus și altceva, masajul cu miere de albine cu uleiuri esențiale, care este, cum să vă spun, ceva extraordinar, nu pentru miros, ci pentru efectele deosebite. Lucrurile astea eu le-am învățat în cadrul școlii, primii școli de aromaterapie, ale cărei cursuri le-am urmat în urmă cu aproximativ 2 ani de zile. Și practic în fiecare zi constat lucruri din ce în ce mai frumoase și sunt din ce în ce mai îndrăgostită de această lume a uleiurilor esențiale, care este fantastică. Am cochetat întotdeauna cu produsele naturale și cu ceea ce oferă natura și cred că este normal să cochetăm și să ne placă aceste lucruri, dar m-au fascinat uleiurile prin posibilitatea lor de a rezolva niște lucruri acolo unde medicina alopată nu poate. Poate și pentru faptul că uleiul are o multitudine de molecule în componențe și o multitudine de substanțe care au și ele efecte. Am înțeles că terapia cu uleiuri esențiale este o știință, că acele molecule acționează de fapt pe niște receptori și mimează într-un fel doar ceea ce facem noi cu medicina alopată, pentru că și medicamentele noastre acționează pe receptor și pe anumite sisteme biologice, da? Dar este surprinzător și este fantastic să recunoști, să vezi că de fapt natura face acest lucru cu mult înainte și face dintotdeauna acest lucru și că uleiurile nu dau atâtea, deci nu dau alergie așa cum vedem noi din ce în ce mai des și efectele secundare pe care le vedem din ce în ce mai des la medicamente de sinteză și de semisinteză, și mai au un efect extraordinar. Au în acel efect pe partea psihoemoțională a pacientului, ceea ce contează extraordinar de mult. Ca să fii sănătos din punct de vedere fizic, deci trebuie să stai bine și cu partea emoțională a psihicului, să fii în echilibru cu tine. Uleiurile realizează acest lucru. Așa, și mierea de albine despre care vă spuneam anterior, împreună cu uleiurile, de fapt, face să crească efectul uleiurilor. Da? Și sunt niște lucruri pe care le-am verificat, le-am implementat, funcționează și ne este drag să le oferim și celor care au nevoie de ele. Da? Aș vrea, doamna doctor, dacă îmi permiteți, să invităm telespectatorii să vadă câteva imagini, câteva imagini, să spunem așa, cu practica în sine, adică cu un astfel de masaj, după care revenim. Ne aflăm alături de doamna Mihaela Călin, asistent terapeut în cadrul clinicii AltMed. Doamna Călin, ce faceți aici? Bună ziua! Facem un masaj terapeutic de relaxare. Doamna este venită la noi pentru relaxare fizică, psihică, emoțională, pe lângă. Am mai făcut și masaje de decontracturare pentru reducerea inflamațiilor. Probabil va mai face și alte masaje cu miere de albine. Este un masaj ce facem terapeutic, este un masaj cu uleiuri esențiale, cu uleiuri pentru relaxare. Eu văd că aveți și muzică adecvată. Și muzică adecvată pentru reducerea tuturor stărilor de stres, pentru relaxare totală. Noi acum vorbim, dar în general în timpul acestor sesiuni cred că e o liniște deplină, astfel încât pacientul să se poată simți în largul lui și să-și poată canaliza gândurile, să se poată relaxa în totalitate. Sigur, sigur. Este o relaxare atât din partea mea, cât și pe care o transmit acelui pacient. Există anumite tehnici prin care efectuați acest masaj? Este o tehnică, este asemănătoare cu masajul terapeutic, cu masajul, deci sunt toate cele 5 tehnici de masaj care se folosesc: netezirile, frământat, fricțiuni, vibrații, tapotament, dar totul ține de relaxare. Cum îi vedeți pe pacienții care se prezintă aici? Ce atitudine au? Se lasă 100% în mâinile dumneavoastră sau câteodată sunt sceptici și la final aveți surpriza să vă spună wow, ce bine a fost? Sceptici nu, ei, marea majoritate care vin cu dureri. Marea majoritate care vin pur și simplu pentru tratarea anumitor afecțiuni osteoarticulare. Iar după ce practicăm acest masaj, atât terapeutic sau de contracturant, depinde ce procedură trebuie să o aplicăm, ne calcă pragul cu mare drag. Cu mare drag. Și sunt foarte mulțumită pentru asta, pentru că munca mâinilor mele se răsfrânge asupra pacienților mei și sunt mulțumită. Mulțumită de realizări, sigur. și masajul anticelulitic, care se face tot cu uleiuri esențiale sau cu miere de albine, cu uleiuri esențiale. În care, în miere de albine, avem puse uleiurile esențiale. Un efect extraordinar. Că ne spunea și doamna doctor că sunt foarte importante și că la noi, cel puțin în toată România, poate chiar în județul Neamț sau local în Roman, nu sunt atât de cunoscute. Nu sunt cunoscute, lumea este reticentă la aceste uleiuri. În general zice lumea, nu-mi trebuie, eu am nevoie de ceva medicament, de acu care să-mi treacă acum în secunda a doua. Dar uleiurile care le folosim, antiinflamatorii, de exemplu, în secunda a doua au trecut durerile. Da? Sau la masajul de drenaj sau de anticeluliticul, se văd efectele prin acea spumă albicioasă care se face după o anumită perioadă, când se văd toxinele care au ieșit. Dar trebuie mai multe sesiuni ca ele să aibă efect, totuși. Adică să nu se aștepte pacienții că vin și după o sesiune se fac deja bine, da? După o sesiune nu se va face decât o mică ameliorare, da. O ameliorare, am mulți pacienți care pleacă de aici, wow, sunt mult mai bine. Da, mă bucur pentru asta, dar sunt și care nu răspund din primul, sigur. Aici depinde de cât este omul de relaxat, cât a înțeles procedura, cât încredere are, sigur, ca fiecare om, de psihicul lui. Să spunem că aici, la AltMed, ați reușit să puneți în practică ceea ce de mult voiați să faceți. Da. Este o a doua viață pe care o trăiesc aici. Deci, din punct de vedere personal, până la urmă, v-ați împlinit o... Este altceva, da. Este o dorință pe care, într-adevăr, nu am îndeplinit-o. M-ați luat cu emoția, chiar asta e. Spunem așa, că având această dorință arzătoare pe care aici v-ați văzut-o îndeplinită, vă faceți și treaba, cred că, mult mai bine, că se știe că în orice meserie... făcut cu pasiune și din suflet, este un lucru bun. Este un lucru bun. Eu mă bucur. Mă bucur că mi-am găsit aici o altă oază de bucurie. Ne-am întors în cabinet, am văzut cum se fac aceste masaje, o mică parte din ceea ce se întâmplă în timpul unui masaj, bineînțeles, camera video, știm cu toții, nu captează mirosurile, aromele exact, care, într-adevăr, foarte plăcute. Aș vrea să ne spuneți, ne-ați spus ce efect au aceste masaje, ne-a explicat și colega dumneavoastră câte ceva, dar oamenii sunt receptivi, cei care intră la o astfel de tehnică, atunci când le propuneți? Nu toți, da. Nu toți. Poate mulți din curiozitate. Sunt lipsită de modestie să vă spun că și prin încrederea pe care au față de mine, știind că sunt se lasă în mâinile voastre. Se lasă. Și spunându-le că și noi am făcut acest lucru și noi practicăm aceste lucruri și au efect pentru noi și pentru familiile noastre, evident că... Sau sunt persoane care ajung la aceste metode în ultima instanță. Făcând un tratament alopat 10-15 zile... Nu merge? Da, nu merge sau nu merge atât de bine pe cât sunt așteptările, atunci... mai doresc ceva, ar mai fi ceva, întrebarea, da? Poate și noi am întrebat, mai există o alternativă, mai putem face ceva, da? Și atunci, sigur că mai facem ceva, ne propunem, efectele sunt... Exact. Evident că efectele nu sunt 100% de la prima ședință, dar din ce în ce mai bine. Ok, știu că ați vrea să ne mai prezentați câteva din... Da, așa cum am spus la început, aș vrea să vă prezint un pic terapia cu unde scurte, despre care iarăși se știe mai puțin. și recunosc, nici eu n-am știut foarte mult și în momentul în care am achiziționat aparatul de terapie de unde scurte, m-am consultat cu doamna dr. Godcă, care mi-a oferit câteva informații, mi-a spus că această terapie se adresează nu numai domeniului de balneofizioterapie și reumatologie, deci nu numai afecțiunilor osoase, ceea ce m-a cucerit. Aș vrea să vă spun că această terapie cu unde scurte înseamnă de fapt o aplicare de câmpuri electrice sau magnetice. Efectul obținut la pacient este un efect de încălzire, dar spre deosebire de ceea ce știți dumneavoastră, o baie caldă, o cataplasmă caldă, o compresă caldă, aici încălzirea vine dinăuntru și de fapt încălzirea este în profunzime și este o metodă care are o penetrabilitate foarte mare. Este de fapt o terapie de înaltă frecvență cu efect termic local și profund. Ca și caracteristici, așa cum am spus, căldura vine din interior spre deosebire, deci nu se încălzește tegumentul, ci doar în profunzime, spre deosebire de alte metode la care căldura vine din exterior spre profunzime. Ca și altă caracteristică ar fi efectul remanent al terapiei, adică remanent înseamnă că efectul persistă 24 până la 72 de ore din momentul în care nu se mai efectuează terapia, care o penetrabilitate foarte mare. Cam ce efecte țintim noi cu această terapie, sigur, ca să legăm cu patologia în care o putem aplica. Efectul este evident un antiinflamator cronic, da? Un efect de calmare, de reducere a durerii, de relaxare a musculaturii și nu în ultimul rând de calmarea durerii, nu în ultimul rând de reducerea spasmului și pe sistemul nervos atât central cât și periferic, un efect intens sedativ. De asta metoda este extraordinar de bună pe afecțiuni care se numesc paralizii, nevralgii, sciatice, lombosciatice, deci pe afecțiuni care afectează și partea de neuron motor periferic, deci nu numai de sistem nervos central. Care ar fi explicațiile acestor efecte? Deci acel efect termic determină și încălzire locală determină o stimulare a circulației și deci pune organismul și metodele noastre practic de apărare și de vindecare le amplifică prin această stimulare a circulației. Efectul sedativ pe sistemul nervos central și periferic este foarte important. Nu în ultimul rând efectul metabolic de creșterea catabolismului și creșterea necesarului de oxigen, care explică aceste efecte care le avem cu terapia, adică decalmarea durerii, antiinflamator, sedativ, relaxant, muscular. Cu siguranță ameliorează starea pacientului, exact. Starea și inițială cu care se prezintă. Aș zice aici, eu, surprinzător, pentru că momentul în care am aflat și eu, repet, nu se adresează doar afecțiunilor reumatismale și cele care știm noi obișnuite, osoase și articulare, gen spondiloză, gonartroză, sciatice și lomboalgii, ci și afecțiunilor orele, afecțiunilor inflamatorii în zona orele, în zona urologică, uretrite, anexite, metroanexite, dar nu acute, o să revin cu contraindicațiile, afecțiunile respiratorii de tip bronșită, sinuzită, probleme de sistem nervos central, deci există o paletă mai diversă de afecțiuni care pot fi abordate prin această terapie, dar să nu uităm și noi de la pacienți rugăm pacienții să ne ofere câteva date de anamneză, da? Pentru a puncta dacă cumva în patologia pacientului sau în anamneza pacientului există date care să ne contraindice această metodă. Dar istoricul da, și pacientul semnează o fișă, da? Și cred că este normal așa, din toate punctele de vedere, și pentru noi și pentru pacient, să nu facem lucruri care sunt greșite din punct de vedere medical pentru pacient. Dânsul, da. Așa încât, ca și prima indicație ar fi procesele inflamatorii acute, da? Cu supurații sau proces inflamator acut, acolo unde este căldură. Nu venim cu altă încălzire. Evident, pacienții care au pacemaker au contraindicații de a face acest tip de terapie. Pacienții care au neoplazii, adică cancere, indiferent de localizare, nu au voie să facă terapie cu unde scurte. Cred că sunt câteva întrebări standard pe care le pun fetele noastre, colaboratoarele noastre, atunci când fac această terapie. pacientele, de fapt, femeile care sunt însărcinate. Asta da? Vreau să întreb. Normal. Și orice manifestare acută, repet, acută, a manifestărilor, a bolilor reumatismale cronice. Da? Deci un număr, dacă este cald, acut, nu facem acest tip de terapie. Da? Deci când numărul este rece, venim cu acest tip de terapie. Da. Cam asta ar fi procedura de terapie cu unde scurte. Există o colegă care este terapeut Bowen, care la origine este asistent medical și profesează ca și asistent medical principal în secția medicală. O să se prezinte doamna, da? Este o colegă mai specială, așa ca și suflet, ca și atitudine, o să o cunoașteți. Ea efectuează în Centrul Medical AltMed terapie Bowen. Da. De terapie Bowen știe puțină lume. Și este ceva mai special, este un masaj mai special, nu vreau să vă spun nimic pentru că ea are plăcerea să vă prezinte. Pentru noi este o încântare și o bucurie că putem oferi pacienților noștri și acest tip de terapie. Foarte frumos. O cunoaștem așadar și pe colega, după care revenim. O să vreau, după ce o cunoaștem pe colega dumneavoastră, să ne spuneți, în cazul masajului, ce tip de patologii, să spunem așa, acoperiți cu cele 3 tipuri de masaj și dacă sunt și contraindicații și în acel caz. O avem alături de noi pe doamna Carmen Ghercă, asistent terapeut. Știu că dumneavoastră vă ocupați de terapia Bowen, da? Aș vrea să ne spuneți mai multe despre această terapie. Da, mă bucur că sunt aici să pot vorbi despre și să pot împărtăși câteva gânduri frumoase și despre această fascinantă terapie, deoarece și eu am beneficiat de această terapie datorită unor probleme de sănătate în urmă cu 2 ani, cu rezultate foarte bune. Vreau să menționez că eu din totdeauna am fost interesată de terapiile alternative și complementare. Și am simțit mereu dorința de a veni în sprijinul, în ajutorul celor din jur, mai ales cei care sunt în suferință. Cum acționează această terapie? Cam ce ar fi? Este o tehnică manuală, holistică, deci se adresează în întregului corp, la diferite nivele fizic, mental și emoțional. Este o tehnică neinvazivă și constă în aplicarea unor mișcări delicate efectuate cu degetele pe anumite puncte specifice de pe corp. După cum s-a... Am văzut că puneți degețelele pe anumite puncte și acolo insistați. Niște rulări de mușchi și o ușoară presiune peste care iar o rulare. Așa. Dumneavoastră ați studiat această tehnică? Da, bineînțeles, la Iași, da. Da. Așadar, ați avut probleme... Da, spuneți-vă. Da, deci este Academia de Terapie Bowen la Iași. Da, ați avut probleme la rândul dumneavoastră de acest gen. Spuneți-ne, această terapie, ce probleme rezolvă pacienților, practic? Da, cam toate afecțiunile. Probleme osoase, musculare, articulare, de exemplu, dureri de spate, restricții de mișcare ale gâtului, umăr înțepenit, scolioză, cifoză, entorse, luxații, probleme respiratorii, nas bronșic, probleme renale, enurezis, chiar și în dezechilibre emoționale, cum ar fi atacurile de panică, stresul, depresia, sindromul de oboseală cronică, în dereglări hormonale, în infertilitate, în chisturi ovariene, fibroame uterine. Dar multe probleme și neurologice, chiar foarte multe. ce știe toată lumea clasic este că masajul se face pentru durere. Așa. Clasic, da? Și lumea, în general, este scoasă afară din casă, cum zic eu, și vine la medic atunci când există durere. Evident că nu pentru o durere de ficat, nu pentru o durere de cap, ci pentru dureri osteoarticulare. Deci aici facem masaj simplu sau de masaj terapeutic, sau simplu sau cu uleiuri esențiale sau miere de albine cu uleiuri esențiale, care au ca și viză, deci în componențe substanțe care acționează în acest fel ca antiinflamatorii. Mai există masajul anticelulitic și drenator limfatic pe care îl facem, vă spun așa, în preambul, da, putem face și cu aparat. Există aparat de drenaj limfatic despre care vom discuta într-o altă emisiune, da, pentru că este un lucru foarte frumos, da, exact, și sănătos. Facem drenaj limfatic și cu uleiuri esențiale și facem și masaj anticelulitic cu uleiuri esențiale, care e pe undeva și la limita cu masajul de relaxare, pentru că sunt multe persoane, evident, domnișoare și doamne, care doresc să facă acest tip de masaj. Da? Deci anticelulitic, de relaxare, cam astea ar fi. Ca și contraindicații sunt, cred că, mai puține decât la celelalte terapii cu aparatură, cu unde, da, cu câmpuri, da, cu terapii, da, de tip electric. De asta zic eu că foarte multor persoane le place acest tip de terapii, iar alte persoane cred că nu vin strict ca să facă masaj terapeutic, ci un masaj de relaxare, un masaj de îmbunătățire a circulației, de menținere a tonusului și mi-aș dori ca cei mai mulți dintre noi să facem acest lucru și să nu avem nici lumbago acut, nici o sciatică, nici o cefalee, nici un sindrom cefalalgic, nici o spondiloză pentru a face masajul. Da? Deci cred că masajul este un lucru sănătos pentru persoane sănătoase, de menținerea tonusului, de echilibrare psihoemoțională, că are și partea aceea de relaxare, de odihnă, da? Și să știți că multe persoane preferă ca în timpul acelor minute, 40-50 de minute, să nu se vorbească nimic. În cabinet se ascultă o muzică relaxantă, da, întotdeauna, și cred că cel mai bine este ca persoana respectivă să dorească liniștea. Avem și aparatul de olfactoterapie, punem uleiuri relaxante, persoana să se simtă un cadru, un cadru, să oferim un cadru de relaxare, fiecare cu gândurile lui, și doar mișcarea să fie aceea care să poarte pacientul într-o altă lume, ca să zicem așa. Foarte frumos. Da. Așadar, dragi telespectatori, am avut-o astăzi alături de noi pe doamna dr. Cătălina Pălânceanu, medic primar medicină internă și coordonator al Centrului Medical AltMed din Roman. Vă mulțumim, doamna doctor, mulțumim că ne-ați primit astăzi aici în și vă invit familia dumneavoastră, că sunteți ca o familie medicală. Suntem. Și ne simțim așa, ne simțim bine, avem și alte activități în afara cabinetului, ceea ce mă bucură, mă onorează și cred că mă și întinerește. Da, cu siguranță. Mulțumesc. Cine vă cunoaște ar spune că rămâneți veșnic tânără. Cu un pic mai mult păr alb din nou decât acum 10 ani. Din nou vă mulțumim tare mult. Și noi. Doamnelor, domnilor, vă mulțumim și dumneavoastră că ați fost și astăzi alături de noi. Ați auzit-o pe doamna doctor Cătălina Pălânceanu. Dacă aveți una din problemele pe care dumneaei le-a prezentat astăzi și credeți că le puteți rezolva prin intermediul acestor terapii prezentate în cadrul emisiunii noastre, sunteți așteptați la Centrul Medical AltMed din Roman, situat pe Bulevardul Roman Mușat la numărul 73, mai exact vis-a-vis de bazinul de Înot din Roman. Vă mulțumesc pentru atenție, până data viitoare, numai bine!